Pentru a înțelege ce este de fapt un VNA, ce măsurăm cu acest aparat, va trebui să explicăm ce este de fapt o analiză vectorială. Analizorul vectorial de rețea este probabil unul dintre cele mai complexe aparate de măsură din toate punctele de vedere. Cu un multimetru clasic se descurcă majoritatea, cu un osciloscop mai înțelegi cât de ceva. În cazul unui analizor vectorial de rețea fără o pregătire serioasă în domeniu, nu ai să înțelegi nimic din ce îți va arăta aparatul pe monitor. Aparatele mele de măsură cele mai scumpe care le am în dotare sunt analizorul de spectru și un analizor vectorial de rețea, plus zeci de accesorii pentru aceste dispozitive, care de asemenea sunt destul de scumpe. Cu toate că sunt de la o firmă low cost, sunt o investiție de câteva mii de euro. Dar chiar dacă ai avea cele mai scumpe aparate de pe piață, fără cunoștințe teoretice solide, nu ai ce face cu aceste aparate. Analizorul vectorial este chiar mai special și mai dificil, deoarece în funcție de măsurarea efectuată, acesta trebuie calibrat corespunzător pentru aplicația respectivă. Acest video este o provocare și pentru mine, deoarece vreau să explic acest aparat pe limbajul tuturor. Informația trebuie să ajungă la toată lumea, indiferent de pregătire. Chiar dacă acum probabil nu ai să înțelegi poate 100%, dar câteva informații despre cum funcționează și ce face sunt bune de știut. Literatura tehnică în domeniu este într-adevăr foarte stufoasă, multă matematică. Aici chiar nu poți fără matematică și oricum în limba română nu există nimic serios în domeniu. Așa că am zis, hai să fac câteva video despre VNA pentru câțiva studenți, probabil. Cine știe, sau poate o să fie mai mulți oameni care o să găsească aceste informații utile. Un seminar despre VNA, numai bazele, costă la rău de un șvarț peste 1000 de euro. Eu am participat la multe astfel de seminare, nu numai despre VNA și despre alte segmente ale electronice, alte tehnologii, dar cu siguranță nu mulți își permit așa ceva. Așa că o să vă prezint în câteva video explicații atât teoretice cât și practice ce este un VNA, ce măsurăm și de ce folosim un asemenea aparat. În toate videourile de pe YouTube, de fapt, sunt câteva excepții, sunt câteva materiale bune, le numer pe degetele la o mână, dar sunt câteva materiale bune. Majoritatea arată cum măsoară o antenă cu un VNA. Și nici aia nu este explicată cum trebuie. Este un copy-paste, luat de la altul, bă, uite așa se face. Și este genul ăla de video, mi-am cumpărat de pe AliExpress un VNA și apa este foarte udă. Așa că nu o să încep să măsor o antenă, ci o să începem ca la carte. Da? Cu analiza vectorială, ce este de fapt și pe parcurs vom vedea chestii mult mai complexe decât măsurarea unei antene. Iar cel mai bun început este să vedem ce nu poate să facă un multimetru sau un osciloscop și apoi o să înțelegeți rolul VNA fără să vă dați seama. Fiți atenți! Când vorbim despre tehnologie de măsurare, aceasta diferă în funcție de domeniul de activitate sau, mai bine spus, de ramura electrotehnică. De exemplu, avem tehnologia energetică, avem domeniul energetic și avem tehnologia de înaltă frecvență. În funcție de domeniul de activitate avem analiză scalară sau analiză vectorială. Ce avantaj oferă vizualizarea vectorială față de cea scalară? Pentru a putea clarifica această întrebare, este necesar să intrăm în detalii legate de metoda de măsurare în general, deoarece în funcție de aplicație sunt diferite abordări, dar există totuși un punct de plecare. Metodele de aplicare a diferitelor abordări și procese de măsurare sunt diverse. Un electrician, de exemplu, măsoară un circuit într-un mod, iar un inginer de radiofrecvență același circuit îl măsoară în alt mod și este probabil interesat de mai mulți parametri. Factorul esențial constă în domeniul de frecvență sau lungimea de undă și propagarea spațială a componentelor implicate. De exemplu, frecvența predominantă în ingineria energetică este de 50 de Hz. Inginerul de radiofrecvență
Nu se gândește la 50 de Hz, se gândește la lungimea de undă, care este în acest caz 6.000 de kilometri. În cadrul unei instalații electrice dintr-o clădire, nu pot fi detectate efecte care să poată fi urmărite pe linia de transmisie, mă refer aici în context cu lungimile cablului și lungimea de undă. O instalație electrică dintr-o clădire o putem caracteriza ca o lume mică din punct de vedere electric, adică lungimea de undă este mai mare decât dimensiunile fizice ale structurii. În funcție de aplicație, această limită poate fi stabilită între zecim și sutim din lungimea de undă. La o zecime de lungime de undă, efectele unei transformări pe linie, de exemplu, sunt încă vizibile. În această schemă avem, să spunem, structura unei circuit electric, simplu, dintr-o clădire. De exemplu, aici, generatorul alimentează un consumator printr-o linie de legătură, iar consumatorul poate avea atât rezistențe ohmice cât și reactive. Sursa de tensiune furnizează tensiune DC sau AC până în intervalul kHz, de exemplu. Măsurătorile de tensiune și curent pe linia de conectare vor duce la aceleași rezultate în toate punctele, bineînțeles dacă neglijăm pierderile de linie, acestea fiind totuși sub limita de detectare. Această constelație nu este ceva neobișnuit, este pâinea zilnică în tehnologia energetică. Fiecare electrician se descurcă cu așa ceva. Indiferent de locație, condițiile sunt aceleași peste tot pe linie, cantitățile măsurate sunt sume vectoriale sau, în conformitate cu denumirea uzuală în ingineria energetică, de exemplu, curentul aparent. Din aceste valori pot fi calculate puterea aparentă și rezistența sau impedanța aparentă a sarcinii conectate. Dacă consumatorul este pur ohmic sau conține componente reactive, inductiv sau capacitiv, nu poate fi determinat cu acest aranjament de măsurare. Se complică un pic problema. În această poză avem diagramele fazoreale reprezentative ale unei conexiuni în serie de rezistență și reactanță efectivă. Iar aici specificarea impedanței Z de fapt include un număr infinit de combinații de valori din componenta activă, componentele reactive, capacitive, inductive, XL, XC. Deci, pentru a determina celelalte valori implicate în diagrama fazorială, avem nevoie de cel puțin o informație suplimentară, adică configurația de măsurare trebuie completată. O soluție potrivită este măsurarea relației de fază dintre tensiune și curent cu un osciloscop. Iar, cum ați văzut și în alte video, curentul este determinat prin măsurarea tensiunii folosind un rezistor în serie. Și în acest exemplu, dispozitivul de măsurare, adică osciloscopul, este conectat la diferite puncte ale liniei de conectare, știind că aceste valori pentru defazarea dintre tensiune și curent sunt toate în toate punctele la fel. Da? Iar pe baza acestei măsurături este posibilă o declarație exactă asupra efectului consumatorului, și anume dacă curentul este primul, acesta trebuie să fie clasificat ca capacitiv consumatorul, dacă tensiunea este mai întâi, consumatorul este de natură inductivă, iar pe baza parametrilor determinați în acest mod, adică curent, tensiune, unghi de fază, toate celelalte valori de interes pot fi obținute matematic, folosind funcții trigonometrice, Pitagora, pe care nu le mai descriu aici, dar uitați-vă încă o dată la videourile despre impedanță XC, XL și totul are legătură, da? Deci uitați-vă bine acolo că o să înțelegeți și aici dacă nu v-ați prins, da? Dar nici osciloscopul nu poate rezolva tot. Dacă ne uităm din nou la Z, adică mărimea impedanței, obținem un Z semnificativ doar în ceea ce privește comportamentul capacitiv sau inductiv prin specificarea suplimentară a unghiului de fază pentru valoarea impedanței, adică Z plus Φ. Exprimat matematic, acesta este un număr complex cu notația Z egal cu Z plus Φ. O notație mai complexă poate fi specificată așa, adică prin specificarea părților reale și imaginare implicate. Iar aici am vrut să ajung.
Poate cineva s-a prins, poate cineva nu s-a prins. Dar noi am ajuns acum, să spunem așa, întâmplător, să cunoaștem considerația scalară și vectorială. Adică mărimea impedanței Z poate fi privită ca o considerație scalară, adică oferă o valoare a rezistenței care poate fi utilizată pentru a calcula curenții, tensiunile și puterea aparentă. Nimic mai mult. Dar, atenție, nu oferă nicio informație despre tipul, adică ohmic, inductiv, capacitiv al consumatorului. Dacă acest lucru este de interes pentru noi, este necesară o considerație vectorială. Este suficient să determinați doar unul dintre vectori, toate celelalte valori implicate pot fi calculate ușor. Acum, termenul vectorial nu este folosit în mod obișnuit în ingineria energetică, deși considerațiile vectoriale sunt prezente în mod constant în practică acolo. Inginerii din domeniul energetic, de exemplu, lucrează cu factor de putere sau cosinus de phi. Este un parametru important pentru sarcina de compensare a puterii reactive. E bine, acum dacă complicăm lucrurile și intrăm într-o altă lume, și anume măsurători în pe linii lungi. Și aici nu mă refer neapărat la dimensiunea fizică a liniei. Vreau să fiți foarte atenți aici. Aici problema se complică foarte tare, deoarece odată cu creșterea frecvenței, să spunem așa între ghilimele, efecte speciale încep să devină vizibile. Fiecare semnal trimis printr-o bucată de cablu, oricât de scurt ar fi, câțiva milimetri sau centimetri, are un timp de rulare. Este o lege a naturii. Viteza de propagare a energiei electrice este viteza luminii, cel puțin într-un spațiu dielectric. La alte materiale, cum ar fi cele izolante, viteza este încetinită corespunzător. Cursul proceselor electrice în timp este, prin urmare, finit. Asta înseamnă că dacă trimitem un impuls pe o linie, este nevoie de ceva timp pentru ca energia să ajungă la capătul liniei. De exemplu, dacă aplicăm liniei o tensiune constant din impulsuri periodice sinusoidale, impulsurile vor ajunge la celălalt capăt al liniei cu o întârziere. Dacă linia este atât de lungă încât timpul de tranzit este mai lung decât perioada impulsurilor sinusoidale, veți putea de asemenea să vedeți sau să măsurați diferite valori ale tensiunii în diferite puncte de observare pe linie. Exact cum vedeți aici în imagine. Și deja este o problemă destul de complicată. Și este o problemă complicată atât din punct de vedere practic, dar și teoretic, matematic. Valorile măsurate la fiecare locație reprezintă condițiile locației selectate, dar nu sunt direct reprezentative pentru caracteristicile consumatorului. În plus, efectele liniilor încep să-și facă efecte în această situație, liniile de măsură conectate în paralel cu aparatele de măsură, influențând întreaga structură datorită transformărilor pe linie și relațiile se tot deplasează, da? Calculele nu mai iasă cum trebuie. Aici am ajuns, să spunem așa, într-o lume lungă din punct de vedere electric. Iar acum va trebui să recurgem la o altă metodă de măsurare. În cazul unei astfel de linii, să presupunem o linie de transmisie, procesul de măsurare din imagine este complet fals. De fapt, aici sunt o mulțime de factori care complică tot. Rezistența internă a generatorului, impedanța liniei, câmpul magnetic, câmpul electric, consumatorul, chiar și aparatele care sunt puse acolo pe fire și alea influențează setup-ul nostru. Va trebui să găsim și fiți atenți, o adaptare. Cuvântul cheie este adaptare sau potrivire și presupune în mod constant aceleași valori pentru rezistența internă a generatorului, impedanța caracteristică a liniei și rezistența consumatorului. Dacă adaptăm, putem obține puterea maximă, deci nu există reflexie pe linie.
Desigur, dispozitivele de măsurare folosite în acest caz trebuie să îndeplinească această condiție. Astfel, structura ar fi grav deranjantă. Ce înseamnă asta? Impedanțele implicate trebuie să se potrivească pentru o bună transmisie. Probabil ați mai auzit, bă, impedanța nu se potrivește, da? De exemplu, să spunem că tot circuitul se potrivește perfect. Potrivire de impedanțe, totul este rost, totul este super. Da? Când avem o potrivire de impedanță, dacă transmitem un semnal de la un capăt, la celălalt capăt ajunge la puterea maximă. Dacă ceva nu este în ordine, bineînțeles, nu va ajunge la puterea maximă. Deci undeva se pierde din putere. Da? Spunem că există o reflexie pe undeva. Exact ca și cum te trimite nevasta să cumperi ceva și spune, bă, vii rapid înapoi că trebuie să plec la lucru, dar pe drum te întâlnești cu Ion, stai un pic cu el de vorbă și deja timingul tău nu se mai potrivește cu cel al nevestei. E bine, dacă aș conecta acum un aparat de măsură pe linie doar să măsor ceva, aș deranja circuitul și va exista o reflexie. Deci metoda noastră de măsurare acum nu trebuie să influențeze într-un fel linia. Procedura de măsurare folosită a condus la definirea și standardizarea diferitelor rezistențe de sistem, prin care standardul larg răspândit de 50 de ohmi a predominat. Rezistența sistemului, de exemplu, de 75 de ohmi a devenit stabilită în tehnologia de distribuție radio și televiziune. Asta înseamnă că avem nevoie de o tehnologie de măsurare acum care poate detecta abateri de la o potrivire optimă a liniei noastre. Acest lucru poate fi realizat cel mai eficient și fără a influența semnificativ proiectarea circuitului prin detectarea energiei reflectate la nepotrivire. Da? Să spunem, bă, ceva nu este în ordine, când ajunge energia acolo în punctul ăla în care îi buba, se reflectă undeva și aparatul nostru de măsură o prinde, o evaluează și ne spune despre ce este vorba. Acum, cum facem acest lucru? În practică, introducem un element pe linie, de exemplu un cuplaj direcțional, Richtkoppler se numește pe germană, și prin acesta trece energia trimisă și energia care vine înapoi. Deci gândiți-vă la un aparat care înregistrează această energie trimisă și care vine înapoi. Dacă se înregistrează ambele direcții, energia înainte și retur, se poate forma un raport din cele două valori, factorul de reflexie. Se face o distinție între factor de reflexie al tensiunii și factor de reflexie al puterii. O să discutăm despre asta. Factorul de reflexie poate fi calculat și din raportul rezistențelor în raport cu rezistența sistemului. Valorile determinate în acest fel sunt aceleași în toate punctele, cu condiția să presupunem un cablu fără pierdere. Cu cât valoarea calculată a factorului de reflexie R este mai mică, cu atât se reflectă mai puțină energie. Cu atât suntem mai aproape de adaptarea optimă, adică rezistența internă a generatorului egal cu rezistența liniei egal cu rezistența consumatorului. Acum, ca să măsurăm o astfel de reflexie, vom mai întâlni aici niște termeni care trebuie un pic explicați. Și anume, ca să măsur o reflexie, eu va trebui să închid circuitul la capăt. Da? Deci, de exemplu, la anumite măsurători folosesc o rezistență de capăt cu care închid circuitul. Și întâlnim termenul de amortizare a reflexiei. În limba engleză, dacă nu mă înșel, se numește return loss. Termenul pare puțin confuz pentru că nu este vorba despre o atenuare în sensul obișnuit precum atenuarea cablului. Rezistorul de terminare este atât de aproape de reglarea optimă, ceea ce înseamnă că previne atât de mult refluxul de energie, adică o atenuează. În realitate, transformă aproape toată energia disponibilă în căldură, adică există adaptare. Pierderea de întoarcere
este specificată în decibeli. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât mai puțină reflexie, cu atât mai bună este ajustarea. Orice abatere de la rezistența sistemului, de exemplu 50 de ohm, determină un retur, ducând la un factor de reflexie care este mai mare ca 0. Cu 100% retur, reflexie totală R egal cu 1, adică factorul de reflexie își asumă valori în intervalul de la 0 la 1. Prin urmare, factorul de reflexie poate fi reprezentat grafic ca un cerc. Ca exemplu, folosim un factor de reflexie de 0,6. În acest cerc se poate observa că pentru factorul de reflexie ar fi posibil un număr infinit de puncte pe linia întreruptă. Dacă ne uităm la formula pentru rapoartele de rezistență, și aici mă refer pur din punctul de vedere al unei rezistențe ohmice, da? De exemplu, la o valoare de R, să spunem, de 200 de ohm sau R de 12,5 ohm rezultă mereu aceeași cantitate de 0,6. Dacă rezistența este mai mică decât rezistența sistemului, atunci avem o valoare cu semn negativ. Factorul de reflexie este de asemenea specificat corect așa. Similar cu explicațiile anterioare, pentru mărimea impedanței nu se poate face nici aici o afirmație cu privire la tipul de sarcină din mărimea factorului de reflexie. Nu se poate recunoaște dacă sarcina are, să spunem, un caracter inductiv sau capacitiv. Se formează aici doar un raport între valorile tensiunii derulare înainte și înapoi, astfel încât factorul de reflexie în această formă este o variabilă scalară, fiind adesea denumită magnitudine. Dar prin specificarea unghiului în cerc poate fi extinsă valoarea informativă și caracterul, adică ohmic, inductiv sau capacitiv al sarcinii, de la capătul cablului. Acum avem factorul de reflexie complex. Notația poate fi făcută așa, cu specificația unghiului sau ca parte reală și imaginară. Aici zona evidențiată cu albastru se numește nivel complex de factor de reflexie și conține toate combinațiile posibile de valori. Ca urmare, factorul de reflexie a devenit un vector, iar faza dintre energia precedentă și energia reflectată este evaluată în elementul directiv. Am ajuns acum la analizorul de rețea vectorială. Aici mă opresc și continuăm în lecția următoare. Vreau să vă duc așa cu încet, cu pași mărunți, să descifrați acele diagrame ciudate ce sunt arătate pe un analizor vectorial. Este un aparat interesant, minunat, este ceva incredibil ce putem face cu un analizor vectorial. Putem măsura chestii foarte, foarte complexe. Totuși, după cum vedeți, este o materie destul de greoaie. Eu vă ofer aici totuși un mic rezumat. N-am intrat foarte mult în detalii matematice foarte complexe, dar vreau să mă dedic tuturor, da? Indiferent de pregătire. După cum ați văzut, la mulți termeni am pus și denumirea în germană și denumirea în engleză și am tradus aș crede eu că ar fi în limba română, da? La unii termeni am mai găsit și traducere în română. Nu sunt chiar sigur dacă este chiar traducerea corectă, dar cu siguranță o să vă ajute dacă o să vedeți și termenul în engleză, mai puțin probabil cel în germană, da? Na bun, aici mă opresc și în lecția următoare continuăm. O să vă prezint o punte de reflexie, cum se calibrează un VNA, de ce trebuie să-l calibrăm și multe, multe alte aspecte importante și interesante, dar mai întâi trebuie să vedem și teoria, da? Așa că aveți răbdare că o să ajungem și la practică. Numai bine, ceau!